Bună ziua și bun găsit la Sănătate cu Stil! După o perioadă lungă de post, toată lumea așteaptă Paștele pentru a servi bucatele de pe masa de sărbătoare. Bunătățile culinare sunt într-o diversitate mare, iar combinate între ele pot pune sănătatea în pericol. Astăzi afli ce bucate îți afectează sănătatea, iar spre final descoperi beneficiile vinului roșu asupra consumatorilor. Pentru o digerare completă a alimentelor consumate este importantă alegerea cu grijă a bucatelor combinate la o singură masă. Vezi care sunt cele mai cunoscute greșeli de combinare a alimentelor, dar și efectele pe care le au asupra sănătății. Consumat moderat, vinul are beneficii nebănuite asupra sănătății. Vezi de ce un pahar de licoare roșie la cină este întotdeauna binevenit. Care sunt criteriile după care alegem o sticlă de vin bun, care sunt paharele potrivite, temperaturile ideale, dar și cum se consumă corect vinul roșu, afli astăzi de la somelierul Silvia Olari. Deja plutește în aer mirosul de cozonat și miel rumenit la cuptor. Lista bunătăților prezente pe masa de sărbătoare se completează și cu alte bucate la fel de bogate în calorii, grăsimi, zaharuri și proteine. Mâncarea tradițională de Paște reprezintă un pericol pentru sănătate, mai ales pentru cei care au ținut post. Însă, pentru a evita o supraalimentație, nutriționiștii recomandă un meniu cât mai bogat în crudități și combinarea corectă a alimentelor. Pentru a evita o supraalimentație în perioada sărbătorilor de Paște, ar fi bine ca două treimi din farfuria cu mâncare să conțină legume, iar între mese să se facă o pauză de cel puțin 3 ore. Specialiștii recomandă consumul moderat de alimente tradiționale pe bază de miel, mai ales persoanelor care au ținut post, o alimentație diversificată care să cuprindă cereale, legume, fructe și produse lactate și o hidratare optimă. O alternativă la carne de miel ar fi cea de ied, vițel, pește sau curcan, aceasta din urmă fiind chiar dietică, toate fiind mai ușor digerabile. După o masă consistentă, este bine să fie consumată o felie, cel mult două de cozonac, însă acest desert poate fi mâncat în cantități mai mari la micul dejun cu lapte sau ceai. Indiferent de starea de sănătate și băuturile ar trebui consumate cu prudență. Este de preferat ca băuturile alcoolice să fie asortate felului de mâncare, în tradiția sărbătorii de Paști fiind vinul roșu. La sfârșitul mesei festive este indicată o ceașcă de cafea neagră sau un pahar dintr-o băutură alcoolică pe bază de plante, ambele lichide având proprietatea de a ușura digestia. Medicii recomandă de asemenea ca între mese să existe o pauză de cel puțin 3 ore, timp în care să fie făcute plimbări pe jos. De asemenea, este bine ca fiecare să aibă în casă medicamente care ajută la digestie. Mese este bine să faceți plimbări în aer liber. În niciun caz, după o masă copioasă, nu trebuie să te întinzi în pat. Motivul este simplu. Pentru a digera alimentele consumate, organismul trebuie ajutat să lucreze. Prin urmare, are nevoie de o activitate fizică ușoară. De Paște este foarte ușor să exagerezi atât cu mâncărurile consumate, cât și cu porțiile. În această zi specială, nu trebuie să renunți la obiceiurile tale sănătoase. Ziua trebuie compusă din 3 mese principale și 2 gustări. Pentru a-ți menține sănătatea și starea de bine, trebuie să știi cum să combini corect alimentele. Deși carnea cu cartofii sunt o combinație delicioasă, nu este și sănătoasă. Află ce alte combinații nepotrivite trebuie să eviți pentru a-ți menține sănătatea și silueta. Com-
Combinarea alimentelor înseamnă un obicei de a consuma produse din anumite grupe de alimente asociate în mod corect cu produse din alte grupe de alimente. Această asociere are ca scop obținerea unei mai bune digestii și menținerea unui nivel sănătos al pH-ului în corp. Legătura între combinarea corectă de alimente și adaosul în kilogram este una, să zicem, de regulile de bază ale nutriției, deoarece să ținem cont cam ceea ce mâncăm, cum mâncăm și în special cum combinăm corect produsele pe care noi le consumăm pe parcursul unei zile întregi. Exemple de combinații nepotrivite sunt pizza, conține carbohidrați bogați în amidon, proteine și grăsimi, meniurile fast food, paste cu carne, friptură cu cartofi sau orez, pește cu orez, fructele și dulciurile consumate ca desert imediat după masă. Dacă nu ținem cont de regulile de bază ale combinației corecte de alimente, atunci putem să ne aflăm cu anumite disfuncții în organism, cu anumite probleme pe partea gastrointestinală, cum ar fi o ușoară gastrită, un început de ulcer duodenal. Mecanismul care face ca aceste combinații alimentare să fie foarte periculoase pentru organism este mediul în care are loc digestia optimă a acestora, mediu alcalin sau acid. Spre exemplu, carbohidrații bogați în amidon, ca pâinea, cerealele, cartofii, orezul și pastele, se digeră în mediu alcalin spre deosebire de alimentele bogate în proteine, cum este carnea, peștele, ouă, brânză, care se dizolvă în mediu acid. Legile de bază ale chimiei spun că mediul alcalin și cel acid nu pot coexista împreună, deoarece se neutralizează reciproc. Nu suntem obișnuiți ca să mâncăm, spre exemplu, 2-3 feluri de mâncare la o masă. Este bine să ținem cont când mâncăm la o masă, pentru a nu a depune în greutate pe noi, să începem în primul rând cu porțiile, să le diminuăm, porțiile pe care le mâncăm, special să fie mai diminuate ca și cantitate. Plus de alta, nu este bine să facem, spre exemplu, combinații hazardate de mâncăm felul întâi, spre exemplu, un aperitiv, după care continuăm cu carne asociată de regulă cu cartofi sau cu piure de cartofi sau, mă rog, ceva de genul, și atunci o să facem în organism un haos total, o să ne duplim cu foarte multe calorii. Renunță la a mânca mai multe feluri la o masă. Astfel, vei evita combinarea incorrectă a grupelor alimentare și vei putea controla mai ușor aportul caloric. Ar fi bine să vă spun la partea feminină, la o masă, să avem în vedere a nu depăși 400 de calorii, iar la partea masculină undeva la vreo 500 de calorii. În concluzie, deși vă place peștele cu cartofi sau orez, acest lucru trebuie evitat. Carnea poate fi asociată corect cu legume verzi, la fel ca brânza sau ouăle. Pentru o digestie bună, cartofii, orezul, pastele se combină și ele tot cu legume. Mănâncă grăsimi și proteine la mese separate. Unele alimente, în special nucile, conțin peste 50% grăsime și necesită ore întregi pentru a fi digerate. Atât nucile și semințele, cât și laptele se consumă separate, fără alte alimente. Deși vinul nostru este unul dintre cele mai apreciate din lume, profesia de somelier s-a făcut cunoscută recent. Cum se servește corect vinul și cu ce bucate poate fi combinat, sunt doar câteva întrebări la care ne răspunde Silvia, un tânăr somelier. Femeia este precum vinul, atât timp cât e dulce, nu te amețește. Noi nu discutăm astăzi despre femei, ci despre cultura de consum a vinului. De aceea o am alături de mine pe Silvia Olari, o tânără absolventă a primei promoții de somelier din Republica Moldova. Bună ziua, Silvia! Bună ziua! Recent ai absolvit cursurile de somelier. Ce presupune această meserie? În general, meseria de somelier, adică este
arta de a combina vinul cu bucatele, de a găsi armonia între vin și anumite bucate. Nu se ia un vin doar la, adică un vin la întâmplare, dar se ia un vin anumit și se combină la anumite bucate. Adică pentru a găsi și pentru a primi anume plăcerea de a savura acest vin și aceste bucate. Pe lângă faptul că un somelier trebuie să combine vinul cu bucatele, ce alte atribuții mai are un somelier și unde poate activa? În primul rând, somelierul poate activa în restaurant. La noi, de multe ori, când se alege vinurile, când se aleg vinurile pentru crama restaurantului, se aleg pur și simplu la preferințele patronului din întâmplare sau pur și simplu de un bucătar care, adică, nu prea are, cred că, idee mare de cum se combină vinul cu bucatele. Anume, somelierul este cel care alege vinurile, merge anume la producători, da, degustă, alege ce are nevoie, anii potriviți, pentru că este o persoană care nu trebuie să cunoască doar nume vinul, savoarea vinului, este o persoană care trebuie să cunoască istorie, geografie, viticultură, enologie, adică să aibă competențe foarte mari și adică alege anumite vinuri de care are nevoie. Poate să le pună atunci la momentul vânzare sau poate să le mai mențină câțiva ani ca apoi ele să obțină o mai bună calitate. Pus să avem un vin demidulce pentru care tu ai adus niște pahare speciale. Cum alegem paharele în funcție de vinul pe care îl consumăm? Desigur că, adică, cunoscătorii și cei care dețin cunoștințe în arta de a consuma vinul știu că dacă consumi același vin din pahare diferite, deja are arome diferite, gust diferit, pentru că foarte mult influențează paharul, anume la calitățile vinului. De exemplu, vinul alb se servește dintr-un pahar diferit de cel roșu. Cel roșu trebuie să fie un pahar mai cu burtă, pentru că foarte mult are mare importanță, adică contactul aerului cu vinul. Paharele, în primul rând, trebuie să fie cu picioruș, pentru că paharele care sunt fără picioruș influențează calitatea vinului. În primul rând, când ținem paharul, trebuie să nu avem contact cu vinul și să nu influențăm temperatura, pentru că vinurile albe se consumă la o temperatură de 10-12 grade, vinurile roșii la 16-18 grade. Piciorușul trebuie să fie mai lung și mai suplu. Pentru vinurile roșii poate să fie mai scurt și mai gros. De ce este mai lung la vinurile albe? Pentru că trebuie să mențină temperatura constantă, pentru că dacă el se consumă la 10-12 grade. Spuneai că vinul roșu se consumă la temperaturi mai ridicate decât vinul alb, ceea ce vom face și noi. Văd că vinul este călduț. Mai amintește-ne încă o dată care sunt temperaturile ideale unui vin roșu și să-i simțim savoarea și... Cum am mai spus, vinul alb se consumă la o temperatură de 10-12 grade. Vinul roșu se consumă la o temperatură de 16-18 grade. Este importantă lumina, umiditatea? Da, foarte mult este important cum este păstrat vinul, pentru că de asta depinde calitatea lui. În primul rând se miroase pluta, pentru că ea este cea care conține aromele vinului și dacă este un vin deteriorat, de la început se depistează aceasta. Am deschis vinul, următorul pas este să turnăm vinul în pahare, însă nu trebuie imediat ce am deschis sticla, da? De ce? În cazul vinurilor roșii maturate, care sunt păstrate de mulți ani, ele trebuie turnate mai întâi de cantator pentru a elimina depunerile care sunt, adică să nu mirească în vin, și pentru a oxigena vinul, pentru a se simți mai bine aromele. Vinurile tinere nu este numai decât, adică, să fie decantate, vinurile albe în genere nu se decantează. Vinul nostru este unul tânăr, deci nu trebuie să așteptăm mult timp pentru a interacționa cu aerul. Îl turnăm în pahare. Da. Cum se toarnă corect un vin în pahare? În primul rând se toarnă o treime din pahar și se toarnă la mijlocul paharului. Pentru a nu curge vinul pe alături, da? Da.
se toarnă până la diametrul cel mai mare al paharului, vinul roșu. După ce am turnat vinul în pahare, următorul pas este să analizăm mirosul și culoarea vinului. Ce ne spune această culoare despre calitatea vinului? În primul rând, pentru a vedea mult mai bine culoarea, avem nevoie de o foaie albă. Uite, ai una în spate. Și punem în așa fel ca să vedem raza de interacțiune dintre pahar și vin. Dacă este un vin tânăr, aici avem desigur, după cum văd eu, avem un vin tânăr. Este bate roșu spre violet, și adică este un vin tânăr. La vinurile maturate bate spre, este un roșu care bate spre rubiniu deja. Ce ne spune aroma vinului? Mai întâi trebuie să simțim primul nas. Simt ceva intens, doar da. Că... Nu avem arome străine. Sunt arome de fructe de pădure, cireșe. Acesta este primul nas. După aceasta trebuie puțin să vedem unctuozitatea vinului. Vinul pe pahar trebuie să observăm, dacă este vin de calitate și unctuos, trebuie să observăm lacrimi, adică cum curg pe pahar. Este un vin tânăr, adică mediu unctuos. Lacrimi nu observ. Adică ele sunt, dar... Nu atât de vizibile, da? Da, da. Am analizat mirosul și culoarea. Aceasta nu este tot. După ce am primul nas, după ce am circulat vinul puțin în pahar, el a avut contact mai mare cu oxigenul și deja aromele se deschid, și adică putem să mai simțim și alte arome. De exemplu, de fructe uscate, cireșe uscate. Da, parcă și eu simt. Următorul pas este probabil chiar însă și gustarea vinului, da? Da. Adică trebuie să luăm o înghițitură mică. Și o înghițim imediat sau păstrăm puțin în gură? Păstrăm puțin în gură, adică clătim gura cu acest vin ca să simțim aroma pe toată cavitatea gurii. Adică să ajungă la toți senzorii. Și apoi îl ținem puțin și apoi îl înghițim. Este un vin dulceag, adică cu puțină aciditate. Din câte am văzut, avem un cabernet. Caberneul de obicei este mult mai taninos, acesta este ușor, destul de ușor, adică... Cu ce putem combina acest vin cabernet demi-dulce? Cu o cărniță de iepure în rolă, cu o rață, cu un desert cremos și cu ciocolată. Pentru că de multe ori vinurile, adică, servesc la o carne roșie, carne grăsuță, la deserturi cu ciocolată, cu ceva mai... Cum avem un vin demi-dulce, foarte bine s-ar combina cu un desert de ciocolată. Contează în ce parte a zilei consumăm anumit vin? Există vreo recomandație de la somelieri? După cum a spus Hipocrate, un pahar de vin dat omul la timp este cel mai bun leac. Pentru că vinul are foarte multe acțiuni benefice asupra organismului. El protejează împotriva razelor ultraviolete. Are o acțiune benefică asupra sistemului cardiovascular, adică dilată vasele și mărește elasticitatea și ajută în caz de obezitate, adică tot are o acțiune benefică. El reduce radicalii liberi, adică anume resveratrolul care se conține în vin. Vinul roșu la prânz, la cină, vinul alb, la fel când se consumă?
Adică se consumă după preferințe și după tipul de bucate care se consumă. Vinul alb se recomandă ca aperitiv, el are o aciditate mai înaltă și adică deschide pofta de mâncare. Este foarte bine de consumat vinul alb când avem un pește, o cărniță de pui finuță. Vinul roșu este, după cum am mai spus, anume vinul roșu cel care are acțiunile benefice asupra sănătății și el se combină cu carnea roșie, carnea de vinat. Și la sigur nu contează cantitatea, ci calitatea vinului. Îți mulțumesc mult pentru acest interviu și succes în ceea ce faci, îți doresc. Mulțumesc mult! Auzi destul de des că e bine să consumi câte un pahar de vin roșu în fiecare zi, însă nimeni nu ți-a spus exact care sunt beneficiile acestei licori. Este plăcut la gust și accesibil, de aceea consumat în cantități normale poate deveni un medicament natural. Vinul a fost un obiect de studiu științific destul de popular în ultimele decenii, mai ales după ce în compoziția lui a fost descoperit resveratrolul, un antioxidant foarte puternic care poate face minuni pentru imunitatea noastră. Un pahar de vin roșu conține o serie întreagă de ingrediente active care ajută la reglarea nivelului de zahăr în sânge. Cu toate acestea, trebuie menționat faptul că bolnavilor de diabet le este interzis consumul de alcool de orice fel. Vinul roșu conține melatonină, un antioxidant care ajută la reglarea ceasului biologic. Studiile au demonstrat că un pahar de vin roșu băut înainte de culcare te ajută să adormi mult mai ușor. Soiurile bogate în melatonină sunt Cabernet Sauvignon, Merlot sau Sangiovese. Nu întâmplător, companiile de cosmetice își asociază mai nou produsele cu vinul roșu. Este vorba din nou despre antioxidanții pe care îi găsești în acest aliment, care s-au dovedit benefici și pentru sănătatea tenului. Conform studiilor, resveratrolul are reale proprietăți anti-îmbătrânire, prin urmare el este cel mai adesea pomenit în reclamele pentru cremele, care au rolul de a păstra prospețimea tenului. Consumul excesiv de alcool este interzis mai ales persoanelor hipertensive, însă vinul roșu consumat cu socoteală, adică nu mai mult de 300 de ml în timpul mesei, ajută la scăderea tensiunii arteriale. În plus, alți doi compuși ai vinului, flavonoidele și saponilele, ajută la prevenirea câtorva dintre cele mai comune afecțiuni ale inimii. Polifenolii aflați în vinul roșu contribuie la menținerea sănătății vaselor de sânge, favorizând crearea oxidului nitric, o substanță chimică cu rol de relaxare pentru țesuturi, care joacă un rol foarte important în reglarea tonusului vascular. Un studiu realizat recent în Spania a demonstrat faptul că persoanele cu vârste între 55 și 80 de ani, care consumă în mod uzual, însă moderat, vin roșu, au o sănătate mentală bună și sunt mult mai puțin expuse depresiei sau afecțiunilor neurologice frecvente pentru cei cu vârsta înaintată. Un pahar de vin la masă stimulează și digestia, nu doar conversația. Polifenolii din vin funcționează ca un pansament gastric în contact cu compuși chimici din alimente și relaxează mușchii stomacului în timpul digestiei. Dragi telespectatori, vă urez un Paște fericit și nu uitați să fiți atenți ce bucate și vin puneți pe masa de sărbătoare. Sper că sfaturile noastre vă vor fi de ajutor. Atât pentru astăzi, dacă doriți să revedeți emisiunea, ne puteți găsi pe site-ul nostru tvc21.md. Nu uitați, Sănătate cu Stil vă ajută să adoptați un stil de viață sănătos. La revedere!